make them bounce. Salutare dragi prieteni și bine ați venit în sfârșit la un nou video pe canalul nostru Ultra FIFA. Mai exact un infovideo în care o să vă spun anumite chestii și am să încep, nu prea știu cu ce să încep. Vreau să încerc în primul rând scuze pentru că nu am mai postat, încerc mii și mii de scuze pentru perioada lungă în care am fost inactiv pe acest canal, dar din păcate Mâță a luat decizia de a se retrage de pe canalul nostru și asta m-a dezolat foarte mult și mi-a părut foarte rău, încât eu am fost deprimat și nu am mai avut, să spun așa, puterea, n-am avut de fapt puterea de a lucra singur pe acest canal și de-aia nu s-a mai postat pe Ultra FIFA. A fost decizia lui, nu i-am pus nicio întrebare, nu i-am obiectat nimic, i-am respectat-o fără a pune vreo problemă în față. Ce vreau să vă spun este că eu voi reveni pe acest canal și voi posta multe videouri, voi fi destul de activ cât de activ voi putea și sper să mă zic cât de bine pot, nu mă vex doar pe FIFA. Din păcate, să spun așa, sistemul PC-ului meu nu este unul foarte bun, dar voi încerca, îmi voi da toată silința ca totul să iasă cât de bine posibil. În concluzie, anunțul este că Ultra FIFA revine și sper să revină în forță, deci nu uitați de like, subscribe și tot acum rămâneți cu bine și sayonara!